A devenit o tradiție instituită de înalt preasfințitul părinte Varsanufie, arhiepiscopul Râmnicului, ca înaintașii preoți recunoscuți la nivel național să fie omagiați. Așa se face că fostul episcop vicar al Moldovei și mai apoi episcop al Râmnicului în perioada 1912-1919, Antim Petrescu Botoșeneanu, ierarh și cărturar, să fie readus memoriei colective. Medalionul comemorativ a avut loc la arhiepiscopia Râmnicului după ce, cu o zi în urmă, a avut loc slujba de pomenire în comuna Păușești-Măglaș. Cu acest prilejul a spus, eu lucram în liniște și fără preget, în ogorul duhovnicesc al bisericii, al garnizoanei și al școlii, ce mi se încredințase și pe când mă așteptam, mai puțin, și nici nu mă gândeam, am fost chemat de Dumnezeu prin glasul aleșilor săi la o sarcină mai înaltă și știu că a fi cineva arhiereu nu înseamnă a se bucura de odihnă și a dormi numai pe flori, ci înseamnă a fi urmașul lui Hristos și a aduce pe umerii săi crucea suferințelor și a patimilor lui. Amintește acest cuvânt de mărturisirea Sfântului Ierarh Calinic, care atunci când a venit aici la Râmnic, a spus, n-am venit să mă odihnesc în ceea ce au făcut alții. Bineînțeles că știm cu toții că a plecat de aici, de la noi, din comuna Păușești, a absolvit școala primară în comuna natală, a absolvit gimnaziul la Râmnicu Vâlcea, apoi a urmat cursurile seminarului teologic din Râmnicu Vâlcea și facultatea de teologie la București. A fost numit diacon pe seama mănăstirii din Turneu, a lucrat chiar și în cadrul arhiepiscopiei sau în cadrul episcopiei de atunci a Râmnicului Noului Severin, încă de pe când era student și diacon la mănăstire, iar mai apoi a fost numit preot la Biserica Sfinții Arhanghel din Craiova, unde s-a remarcat printr-o deosebită și bogată activitate, atât pe tărâm cultural, cât și pe tărâm administrativ gospodăresc. Faptul acesta l-a scos în evidență, activitatea sa deosebit de bogată, l-a făcut să fie sub privirile ierarhilor Sinodului Sfintei Biserici Ortodoxe Române, astfel încât la 28 februarie 1912 a fost ales episcop vicar la Iași, Mitropolia Moldovei și Sucevei, pe atunci păstorită de Mitropolitul Primului Război Mondial, Mitropolitul Reîntregirii Neamului, Mitropolitul Dimen Georgescu. Între personalitățile de marcă românești ridicate de pe meleagurile acestea vâlcene ale comunei Păușești-Măglaș, alături de academician Dorel Zugrăvescu, de fratele acestea, păstorel Zugrăvescu, de asemenea alături de istoricii Alexandru Cepuc, care a fost directorul Muzeului de Istorie. De asemenea, alături de egiptologul Achim Popescu și de doctorul Gheorghe, cercetător de la Iași, profesorul Gheorghe Chiera, un loc special îl ocupă episcopul Antim Petrescu. În viața social caritabilă, în viața intelectuală, și a făcut și aici multe lucruri, așa cum s-a spus aici la antevorbitorii mei. Sigur, eu aveam scris multe lucruri și eu, dar să repetă, pentru că oarecum nu ne-am ținut de temele pe care le-am angajat. Și vreau să vă spun că Iorga a spus despre el că o fire decentă și disciplinată și-a dat demisia atunci când s-a desfințat Parlamentul de la Iași și a revenit la București, pentru că situația nu era ușoară și el a continuat să muncească în oborul ortodoxiei, bolnav așa cum era. Pentru că, să știți, a fost de câteva ori internat, odată 40 de zile, odată 30 de zile, a fost și străinătate să trateze. A fost foarte bolnav și a dus această cruce a ierarhiei, de care noi trebuie să fim mândri, pentru că este vâlceanul nostru.
Funcționarii publici și dascălii comunei Păușești-Măglaș au fost prezenți la simpozionul dedicat episcopului Antim Petrescu, iar primarul Alexandru Dediu a anunțat că, începând de duminică, biblioteca comunală a primit numele înaltului ierarh. Iată că s-au împlinit 100 de ani de la moartea episcopului Antim Petrescu, om care s-a născut în localitatea Păușești-Măglaș și care a fost cunoscut în întreaga țară, ca un om de cultură, ca preot, ca episcop. Ieri 1 septembrie și astăzi 2 septembrie, Arhiepiscopia Vâlcii, Primăria Comunei Păușești-Măglaș, Biblioteca Comunei Păușești-Măglaș, împreună am comemorat și am desfășurat câteva activități în memoria acestui mare om care s-a născut în localitatea Păușești-Măglaș. Așa cum spunea părintele George Pomenește, tot un copil și un cetățean și un preot al nostru născut în localitatea Păușești-Măglaș, din Păușești-Măglaș, în Păușești-Măglaș s-au născut oameni care au dus mai departe numele acestei localități, oameni care au făcut ceva pentru localitate și pentru această țară, atât cultural, cât și educațional. Vâlceanul Antim Petrescu a fost cel mai tânăr episcop care, la 37 de ani, a primit o înaltă însărcinare și care a lăsat o dâră de lumină pe unde a trecut.